Pentru prima sesiune vom citi cuvântul Domnului din Efesen, capitolul 3, de la versetul 14, începând până la versetul 21, pagina Scripturii, ediția Cornelescu 1147. Efesen, capitolul 3, de la versetul 14. Iată de ce zic în plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ și rog ca protrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea? Și să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu, lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui, ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slavă în Biserică și în Hristos Isus din neamă, în neam în vecii vecilor. Amin! V-aș ruga cu toată bucuria, îndreptați-vă spre cei din dreapta, din stânga, din față, din spate și spuneți, Domnul, să te binecuvinteze. Dacă ați plecat, eu nu mai am cu cine. După ce terminați stocul de binecuvântare, vă puteți așeza. de a vă rog, mânii dimineață veniți cu un stoc mai bogat, că aveți cui să dați. Prin binecuvântarea Domnului începem sesiunea, această prima sesiune a tematicilor pe care le avem aici. Continuați să vă rugați ca Domnul să deschidă ușă de cuvânt. Amen. Ca Dumnezeu să vorbească nevoilor noastre în așa fel încât acest timp pe care îl punem deoparte, fie că e vorba de cântare, fie că e vorba de îndemn la rugăciune, fie că e vorba de predicare, să fie făcut și spre slava Domnului și să aducă zidire sufletelor noastre. Amin. Familia creștină este integrată în societate, dar nu asimilată. Și lucrul la care m-am gândit eu când am văzut titlul ăsta al conferințelor, conferinței de aici, m-am gândit la corabia lui Noe. Dumnezeu când a vrut să salveze omenirea de potop, pentru a Reamenajau o, o lume nouă, i-a spus lui Noie să-și facă o corabie. Corabia aceea avea anumite dimensiuni și în corabia aceea Dumnezeu a pus toate speciile de viețuitoare care să repopuleze noua creație de după potop. Corabia aceea a reușit să plutească pe apă din cauza faptului că noi a respectat dimensiunile corăbiei și tot ce a spus Dumnezeu. Biblia spune în Geneza, capitolul 6, Noe a făcut tot ce a spus Dumnezeu. Și astfel, după ce s-a uscat pământul, toate viețuitoarele cele au umplut pământul și rasa umană a continuat. Vreau să vă spun că există o lume nouă pe care o pregătește Hristos. Și către lumea aceea nouă pleacă niște corăbii, care e familia ta și familia mea pe marea aceasta a lumii, care își simte finalul, valurile încep să se ridice din ce în ce mai puternic, prin tot felul de lucruri, prin redefiniția familiei, prin alte alternative, prin lovirea familiilor existente. Și, stimații mei, ceea ce e foarte important, nimeni nu ia o corabie să o țin acasă. Corabia are sens doar în apă. Acolo e locul ei, să fie în apă. Dar apa niciodată nu trebuie să fie în corabie. Și asta ar trebui să gândim noi. Familia creștină este în apă, dar apa nu trebuie să fie în corabie. Și vom învăța la sesiunile acestea pe care le avem câteva lucruri care sunt foarte importante pentru familiile noastre. La prima sesiune voi vorbi despre dimensiunile căsătoriei acestei mici corăbii care pleacă spre lumea nouă. Pentru că Dumnezeu a creat familia tocmai pentru a crea, vom vedea, caractere pentru cer. Și familia, căsătoria, este un instrument pe care Dumnezeu l-a făcut ca să ne ducă spre desăvârșire. De aceea, în momentele următoare, conform textului Bibliei pe care l-am citit aici, este ca noi să pricepem atât lățimea, cât lugimea, cât până unde putem coborâ, și unde ne putem înalța? Ca să putem pricepe orice familie care își trage seva, care își trage puterea și resursele din Dumnezeu. E foarte important de cunoscut că orice idee de-a noastră, orice invenție de-a noastră poate duce familia și corabia noastră la naufragiu. Dacă ne amestecăm, când Dumnezeu i-a spus lui Noe corabia să fie atâta lungime, atâta lățime, atâta înălțime, pe ce nivele, cum să facă, Noe nu era inginer naval. Noe nu știa cum să facă o corabie să plutească pe apă. Dar cel ce i-a dat comanda și dimensiunile a făcut molecula de apă. Știa cum trebuie să arate un corp să plutească pe apă. Și dimensiunile sunt specificate acolo. Știți că pe toate șantierele navale, chiar dacă se construiesc transoceanice, chiar dacă se construiește o șalupă, proporțiile acelor dimensiuni se păstrează că sunt proporțiile optimă ca un corp să putească pe apă. Ori Dumnezeu, când ne-a lui Noe, nu i-a spus, fă ce mai găsești tu de cuvință, dacă vrei să o faci mai lată, să-ți încapă mai mulți, va fi excepțional. Nu, 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 tu trebuie să păstrezi exact. Când e vorba de căsătorie, proiectul avem, Faptul că anumiți oameni vor să redefinească corabia nu ne miră că există o grămadă de mame care își cresc singuri copii. Pentru că au dorit să facă o altă fabrică. Din anii 60, de exemplu, a venit revoluția sexuală în Statele Unite și o grămadă, o grămadă de -a femei își cresc singure copii. Știți care e rata cea mai mare dintre pușcăriașii din America, din cine să trag? Citiți cu atenție în statistici, nu se prezintă. Tocmai din familie cu o singură mamă, care nu au avut autoritate. Majoritatea infractorilor. Pentru că s-au gândit oamenii să facă ceva nou. Și au făcut. Ori când noi Venim să studiem Cuvântul Domnului, trebuie să ne gândim că proiectantul familiei n-a fost uh, ONU, n-a fost NATO, ci Dumnezeu a creat familia și ca ea să funcționeze optim, să plutească pe apă, dar apa să nu intre înăuntru, trebuie să respecti dimensiunile. Prima dimensiune este lățimea. stimați mei, ca familia să ajungă unde trebuie, trebuie să aibă o anumită lățime. Și la lățimea asta nu mai ai voie să adaugi. În cap doar doi. Soțul și soția, punct. Bineînțeles că soțul și soția au niște părinți, dar nu sunt din proiect. N-au ce căuta acolo. E ca un fel de vas mai mare care dă drumul la șalupii mai mici. Cam așa e casa părintească. Dă drumul la șalupii mai mici dar nici într-un caz nu ai voie să te amesteci în domeniul celălalt. Biblia ne învață să continuăm să ne respectăm părinții. Biblia ne învață să continuăm să-i cinstim. Dar tot Biblia ne învață, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și își va cărea propria corabioară. Trebuie lăsați. Foarte multe familii naufragiază pentru că atunci când pleacă la drum, pune pe mămica, pe tăticu, pe tata socru, pe cutare, la duce în bărcuță și se miră că se cufundă aproape că. Câteodată trebuie să-i arunci peste bord în mijlocul oceanului, dar nu e ok, trebuie să rezolvi problema din timp. Din timp să se rezolvi situația. Ori țineți cont de aspectul acesta și asta trebuie să ții cont și în bisericile sănătoase, cum sunt cele din Germania de a 4-5 -a oară, sigur s-au învățat și părinții trebuie să pregătească din momentul ăsta. Din momentul când le dă voie celor doi să plece la drum. Și să spună, voi formați propria familie, voi luați deciziile. Unii dintre decizii vor fi greșite. Noi știm din start că voi luați decizii greșite. De aceea și dorim să ne amestecăm tare mult să nu luați voi deciziile greșite. Dar până la toată urma, ca a voastră corabie să meargă bine, noi totdeauna trebuie să fim la îndemâna voastră, dar niciodată în calea voastră sau în barca voastră. Nu avem ce căuta acolo. Ca atare, ai grijă de aspectul acesta. Nu adu niciodată acolo. Cunosc un caz și aș vrea să vă spun că e singurul, dar nu e singurul. Că la un moment dat s-au căsătorit doi tineri, se iubeau, se sorbeau din priviri. Dar ea era foarte dependentă de tăticul. După ce s-au căsătorit, când au apărut primele discuții, de la covor, de la, de la... câte discuții nu pot apărea, că doar oamenii greiesc, vorbesc și trebuie să fie acolo. Când a apărut situația asta, ea s-a supărat și a intrat în toaletă, a pus mâna pe telefon, a închis toaleta, a pus mâna pe telefon și a chemat căștile albastre, care să vină să o salveze din situația aceea, adică tăticul să vină cu fiind mai solid, așa, au bătut drumul din capul celălalt a capitalei europene, că nu vă spun unii, că dacă vă spun ceva, imediat mergem pe acolo să vedem, nu cumva îl cunosc, așa, a capitalii europene, au venit și au luat-o pe fata lui de acolo, supărată, și a dus-o acasă. Băiatul s-a dus din nou, măi, asta e barca mea totuși. Dați-mi înapoi soția, bine, i-o dat -o înapoi, când s-o supărat, iar o intrat acolo, iar o închis ușa, iar o vini căștele la bastia. O făcut-o de pe patru ori treaba asta. A cincea oară, când fata s-o supărat, băiatul ăsta i-a spus, tata socru, cu tot respectul, dacă o iei data asta, e ultima dată când o iei. Altă dată eu nu mă mai duc să o mai iau înapoi. Și n-am mai luat-o. Sunt și acum despărțiți. Când o văzut fata ce-o făcut după aceea, un blad după el, că el s-a mutat din capitala aia, s-a mutat în România, s-a după el pe în România, pe acolo. Și băiatul i-a spus, du-te la tăticu. Fuci la tăticu. O încerca frații să, nu știți ce răni mi-a făcut, nu știți ce gesturi mi-a făcut. De ce? Oare nu era mai bine lui tăticu sfistat acasă când primea telefonul ăla? La noi, în localitate, spunea o soră, era căsătorită, avea vreo trei copilași și o locuia în altă parte așa. Și într-o seară o supărat-o bărbațul, că mai întâmplă și situații de astea. Când și el îi supără pe bărbaț, dar și bărbață, o supărat-o pe ea. Și-o luat -o așa peste grădin și-o plecat la mămica. O lăsat pe bărbațul copiii în casă și-au plecat la mămica, la ora 10 seara era așa, toamna, mai întuneric afară, dar peste grădin, s-a dus, o a bătut în ușă, ieșit, a ieșit mama sa. Ce s-a întâmplat ceva? Ai nevoie de zahăr, de ulei, de smântână, de ceva? Ai nevoie? Când, da, mama mai ajută copiii. că nu, n-am nevoie, m-a și vreau să-l învăț o lecție. Dorm seara asta voi. Mama s-a zis, eu nu scot pe tată, tu. Dacă-l scot pe tata, tu trebuie să mergi cu turbo acasă, rapid. Îți spun așa liniștită, eu o frumușă la casă, că dacă ai nevoie de zahăr, de păină, de ce vrei, îți dau acum. Dar dacă tu ai venit și ai lăsat bărbatul cu copii acasă, bărbatul tău, și ai venit să dorme aici, pleacă repede până nu are află tatăl Mamă, dar în întuneric, dacă n-ai venit nu era întuneric? Înapoi. O să am plecat acasă, după toate tufișurile, poate să vreun câine, poate să vreun om, poate este... Am avut un stres Zic, soare tăi mi de atunci cu bărbatul. Oh, de câte ori și mi-ai mi plecat vreodată la mama? Niciodată n a mai plecat. De ce? Că părinții ei au înțeles că n-au și căutat în barca aia. Barca are doar două persoane, soț, soție. Părinților le dăm respect, le dăm cinstire, le dăm telefoane, mesaje, dar în barca noastră avem loc numai pentru soția noastră sau soțul nostru. Copiii nu fac parte. Sunt împrumutul lui Dumnezeu pentru noi. Vin acolo, în barcă, dar sunt împrumut. Într-o zi vor trebui să-și iei bărcuții și lor și să plece. Și mă te anunță, tată, am găsit o fată frumoasă, nu știu unde, te-a lăsat. S-a dus. De ce? Pentru că ele își formează dar ele se prumut până la o anumită vreme, timp în care îl înveți Evanghelia, să deși cuvântul lui Dumnezeu, dai exemplu, că l-ai puțin timp la îndemână, dar nu-l crede că e acolo. Că există familii de credincioși care atunci când se naște fetița, e fetița tatii. Și când se naște băiețel, e băiețelul mamei. Să nu te atingi de fetița tatei. Să nu te atingi de băiețelul mamei. Ei știu că ei sunt profitori, că n-au vreo problemă, băiețelul nu se duce niciodată la tata, că s-ar putea să primească un nu, foarte clar. Se duce acolo unde este sensibilă, Mă mămica, știi cât te iubesc, poți să-mi dai, poți să-mi faci, sigur, rezolvăm. Și uite așa, întâlnim ca în familia lui Isaac, când Isaac era cu Esau și Rebecca era cu Iacov, fiecare cu al lui, fiecare cu al lui. Câte familii creștine n-am întâlnit care au crescut copiii bine, dar unii erau lu tata, unii erau lu mama, să mai șertau de la ei. deși te ai luat de băiatul ăsta, că e, e, e preferința mea, e febleța mea, e cutare Bun, febleța ei sau a lui, într-o zi, o lăsat că minus și s-au căsătorit, o făcut bărcuța lui și s-au dus. Au rămas cei doi. Cei doi s-au dar tu cine ești? Păi eu sunt si adversarul, nu? Păi de la început trebuia să fiți uniți. De ce să vă bine copiii? Nu poți aplica disciplina corespunzătoare reprezentată prin, prin, Dumnezeu. Că părinții, copiii noștri nu iau cu conceptul de Dumnezeu din altă parte. Nici noi nu-l avem corespunzător. Se vorbea aici, cerul le spun slava lui Dumnezeu. Frații mei, noi locuim pe planeta Pământ care e o mingiucă mică în sistemul nostru solar, în care lactei. Ca și care lactei există zeci de zeci de miliarde de căi lactei. Ei, Dumnezeu, că noi, îl chemăm ca tată, nu l pot cuprinde cerurile cerurilor. Cum e Dumnezeu? Mare, cât de mare? Gata, am gătit. Nu mai știm cât de mare. Nu ne putem pricepe. De aia Dumnezeu, la vremea potrivită, ca să nu stăm noi, a venit la noi ca să-L putem atinge ca să-L putem pipăi, ca să-L putem vedea. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat născut și nu făcut, slăvit să fie Domnul. Ca apostolii să spună ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu urechile noastre, ce am auzit cu urechile noastre, aceea vrem să vă spunem. L-am văzut pe Dumnezeu și spunea Domnul Isus. Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tată. A venit Dumnezeu la noi, infinitul, a venit la noi finit. Ca să-L putem vedea și să spunem, Domnule, l-am văzut, știm cum e Dumnezeu cunoaștem cum e Dumnezeu. Ei, când copiii noștri se gândesc la Dumnezeu, nu au conceptul ăsta. Când spun rugăciunea Tatăl nostru, nu se gândesc la Dumnezeu din ce, se gândesc la tatăl lor. Dacă tata lor nu îl învață disciplină, Dumnezeu înseamnă că e tolerant. Dacă tatăl lor este prea aspru, înseamnă că Dumnezeu este foarte aspru. Dar dacă tata își face timp să-i educe, dacă tata atunci când greșește, el spune, îmi pare foarte rău că trebuie să te pedepsesc. Îmi pare foarte rău, cu durere, dar trebuie să te disciplinez. Atunci când tata îl disciplinează și apoi îl ia în brață și îl îmbrățișează, când el spune rugăciunea tatăl nostru, el totdeauna îl compară pe Dumnezeu cu tata lui. De aceea e importantă imaginea pe care le-o dăm. Foarte mulți oameni nu vin la credință, nu pentru că nu îl înțeleg pe Dumnezeu, că nici noi nu înțelegem, din cauza părinților care l-au reprezentat pe Dumnezeu. N-au nevoie de un asemenea Dumnezeu, pe care tata l-a reprezentat acolo. Ori, stimații mei, de aceea e important să știm, copiii vin ca împrumut, ca să fim modele pentru ei, ca să le arătăm drumul spre lumea nouă, după care rând pe rând ne rugăm, și continuăm să sperăm că vor avea propria lor corabioară. Doamne ajută! De-aia vă rog frumos în bisericile Sfântul Dumnezeu dumneavoastră, mai făceți câte o rugăciune cât trebuie să pentru ăștia ne căsătoriți. Că noi ne bucurăm grozav când sunt îmbrăcați în haine albe, îl primesc pe Domnul Iisus, facem câte o sărbătoare grozavă, slăvit să fie Domnul. După care sunt abandonați așa. Ești însurat? Nu. A, sunt dure Domnul Iisus Nu, nu, biserica trebuie să aibă rugăciuni, de ce nu asta? Doamne, Ține s-au împăcat cu tine, sunt copiii tăi, pregătește pe cineva să aibă bărcuța lui și să, să aibă direcția bună. Doamne ajută! Să ne ajute Dumnezeu! de e important, la lățimea aceasta nu încape copiii, ei vin și apoi pleacă. Dacă părinții n-au loc în lățime, dacă copiii n-au loc în lățime, ci doar cei doi care își duc menirea, prietenii, care i treaba? Deci ce încearcă să intre acolo? Prieteni de ai noștri, din neamuri, cumnați, rude, doamne, domni, vor să intre acolo, că vor, nu trebuie primiți acolo. N-au ce căuta acolo. Fiecare familie are această lățime. Nu permiteți altora să intre cu bocanci în viața voastră. Nu permiteți. Aveți nevoie de sfaturi. Sunt oameni care vor să vă dea sfaturi. Aveți greșeli? Eu invit pe tineri. Măi, aveți părinți? Da, mergeți la ei. Nu veniți să mărturisiți mie păcatele. Mergeți prima dată la părinții voștri. Părinții voștri știu mai mult decât știu și eu și tăta Nu spune la nimeni nimic. De ce? Pentru că știe să... Ei mai înțelegător decât și păstor. Mergeți la ei. Vă dau sfaturi. Vă dau călăuzire. Pentru că vă doresc binele. Tot binele din lume vi-l doresc. Pe lângă ei sunt și ceilalți slujitori. Dacă căutați lucrurile acestea. Nu primiți pe nimeni în lățimea aceasta. Singurul care are dreptul să intre acolo, cu acceptul tău, este persoana Domnului Isus Hristos. De aceea veți găsi un text care e foarte aplicativ la viața de familie. Eclesiastul capitolul 4 cu versetul 9 începând. Cât e de frumos aici și cât de frumos subliniază tocmai viața de familie e aplicativ aici. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă este singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și atenție, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Dar până acum au fost numai doi. Doi împreună, doi se încălzesc, doi pot lupta. Și dintr-o dată funia împletită în trei. Pentru că Hristos la corabia aceasta, care are lăsimea, se poate implica. Și acum foarte mulți credincioși vor să-i implici pe Domnul. Dar numai pe anumite segmente, așa paralel. Atenție, împletită. Funia împletită e rezistentă. Nu aia care pui fuiorii unul lângă altul, firile unul lângă altul, băi, asta e o funie, așa, e, e paralele e, liniuțele astea, dar nu, nu, împletit. Asta înseamnă când îi bucurie, Hristos e acolo, când îi înăcaz, Hristos e acolo. Când copiii cresc, Hristos e acolo, când copiii pleacă, Hristos e acolo. El rămâne și împletește cele două fire. Doamne ajută! E datoria noastră să-L ducem pe Hristos acolo. Nu e așa că noi îl împletim pe Hristos la boală, la lipsă, la necaz, la incertitudini. Doamne, Iisus se vine acum. Dar atunci când a fost bucurie, de ce nu l-ai amintit pe Hristos? Dar atunci când ai avut fiestă în familie, de ce nu era Hristos acolo? De ce ai făcut de capul tău? De ce? Hristos vrea împletit și acolo. Să fie funia puternică, să nu se rupă. Doamne, ajută! Asta e prima dimensiune a lățimii. Lungimea este prezentată în Sfânta Scriptură. Proiectul lui Dumnezeu este pentru căsătorie ca ea să dureze toată viața. Aceasta este lungimea căsătoriei. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că e foarte important pentru noi să ne uităm la conceptul lui Dumnezeu despre căsătorie. Ea durează toată viața și nu are voie omul să intervine acolo. Ceea ce a unit Dumnezeu omul nu are voie să despartă, nu are voie să intervină la această dimensiune a lungimii. De aceea Dumnezeu nu acceptă căsătoriile de probă, concubinajul, pentru că legătura aceasta este o legătură care trebuie să dureze toată viața. Învățătura aceasta în biserică aduce responsabilitate peste tineri. Câtă vreme poți să mai încerci, Câtă vreme poți să mai verifici, câtă vreme dacă nu merge așa, nicio problemă, cercăm cu altul sau cu alta, în momentul respectiv se pierde din sfințenia căsătoriei și din durabilitatea ei. Câtă vreme, în schimb, vorbim foarte clar, că odată pornit pasul acesta al căsătoriei, doar Dumnezeu poate interveni prin moarte ca să desfacă căsătoria, iubiții mei, toți tinerii să gândesc mai bine toți fetele și băieții, chiar dacă au diferite provocări sau opțiuni, se gândesc care e cea mai potrivită latură. Foarte mulți tineri la momentul actual și tineri chiar, Văd textul și spune, frate, nu e problemă de lucru acesta, noi plecăm în viață liniștiți. Biblia spune să fie în Domnul. Deci mașinile ni le alegem, Serviciul ni-l alegem cum vrem noi să aibă o anumită tipologie, locul de muncă îl alegem să fie profitabil. Când e vorba de căsătorie, să fie în domnul. Cu alte cuvinte, chem pe un băiat la amvon care nu-i căsătorit, o, o sală plină de fete închide ochii și spune un, un număr așa de scaun care l la aici. Deschide ochii și după care îl spune, mai am dreptul să închid înapoi odată? De deci, ce? Pentru că constată că nu e ceea ce i-ar conveni lui, frații mei. Tocmai de aceea textul ăla biblic să fie în Domnul să adresează vădovilor. Nu tinerilor și tinilor din biserica noastră, care au o grămadă de lucruri pe care ar putea să le pună la dispoziția Domnului. O văduvă la care a murit soțul sau un văduv la care a murit soția, nu mai alege, ci cu legii. Doar cârpește ceva la viața lui. Atât tot face. Dar tu ca tânăr și tânără care poți posti, care te poți ruga, care poți căuta fața Domnului, care ai vise, care poți avea vedenii, de ce nu să nu ceri pe cel pe care ți l-a rânduit Domnul să-ți fie soț sau soție? De ce? Frații mei, de aceea vă spun că în predicăm Evanghelia, tinerii vor fi sensibilizați și își vor da seama că și Dumnezeu are un plan și trebuie să-L accesez. Doamne ajută! Totodată, stimații mei, Divorțul nu este admis de Scriptură. Decât în cazul curviei. Domnul Iisus Hristos spunea foarte clar că ce urăsc despărțirea în căsătorie, spunea în Maliahi. Și apoi în Noul Testament spunea, dacă un bărbat își lasă nevasta afară de pricină de curvie. Și acolo, și acolo, Dumnezeu nu recomandă divorțul, dar îl îngăduie în caz de infidelitate sexuală. Îl îngăduie. Dacă cineva vrea să se despartă pe tematica aceasta, Dumnezeu este cel ce. Pentru că vom vorbi puțin mai târziu, păcatul acesta distruge o legătură formată între cei doi. Dar e foarte important pentru lungimea vieții să ai grijă să menții aceste lucruri. Spunea cuvântul Domnului, să o mă citam din Maliahi, capitolul 2, de exemplu, cu versetul 15 și 16, ceva foarte important. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? să mânță dumnezeiască! Luați seama, dar în mintea voastră și niciunul din să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Și versetul 16 spune, Părerea lui Dumnezeu, că ce urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce-și acopere haina cu sălnicie, zice Domnul Oștirilor. De aceea, încă o dată spune, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți... Știți de unde începe necredincioșia și adulterul? De aici. De aici începe. Rare sunt cazurile și aproape, permiteți-mi, din câte știu eu, imposibil să se întâmple, cum spune Biblia, dacă vreodată vreunul dintre voi a căzut dintr-o dată în vreo greșeală. Greșala asta a păcatului curviei nu poți scazi dintr-o dată, hainele din împiedică. E ceva premeditat, pleca de aici, organizez lucrurile. Și când organizezi lucrurile, Duhul Sfânt are timp să-ți spui, vezi și faci, ca atentezi la ceva ce Dumnezeu a binecuvântat, la ceva ce Dumnezeu susține, ai grijă ce faci. Toți care au trecut prin etapa asta au avut lucrul acesta. După aceea nu-și mai reveneau, mai ales în mediile creștine. Vă subliniez, frații mei, și probabil o să mai ating zilele astea. Nu vă puteți închipui ce în au unui soța sau unei soții care și-a permis să fie necredincios în mintea lui. Pe diverse frustrări, pe diverse certuri din familie. Și când a ajuns să săvârșească păcatul infidelității, ce traume lăuntrice trăiește. De ce? Pentru că stările astea le trăiesc oamenii în lume, dar iau anumite bariere morale, că sunt anumite bariere morale. Noi putem vorbi, putem discuta, dar până la un punct. Fiecare are barieră. Dacă cineva vine și începe a vorbi cu nevasta ta privitor la anumite detalii de la jumate în jos, soția aceea, chiar dacă știe despre ce sunt înroșește și nu știe, nu găsește locul, vrea să plece de acolo. De ce? Pentru că nu e normal. Nu e normal. Ei, în bisericile unde se acceptă băutura, de exemplu, băutura este unul dintre lucrurile care ridică barierele alea. Oamul beat, el nu are barierele alea. Drogurile ridică barierele alea. De-aia în lumea în care o vedeți, dumneavoastră, există uh, cuceriri de o noapte și îndrăgostiri de o noapte. Dar te întreb cum intră ea în noaptea aia? Intră beți și drogați. În creștinism nu există treaba asta. În creștinismul de care vorbim noi aici, de oameni serioși, de oameni care își văd de treabă, el trebuie să aibă aici au o, o luptă continuă, anumite stări de lucruri. Și când se întâmplă lucrul ăsta, nu vă pot explica ce în mintea acelor oameni. Nu știi cum să-i recuperezi, nu știi cum să faci. Nu intru în detalii, că nu-i cazul. Însă vreau să vă spun foarte clar, frații mei, Dumnezeu a rânduit căsătoria ta să fie de la momentul binecuvântării până la capătul vieții. Nu te interpune distrugând căsătoria respectivă sau să fii urât de Domnul care urăște despărțirea în căsătorie. Acum voi intra la a treia dimensiune care este adâncimea, până unii poate coborâ căsătoria. Că foarte mulți frați care se căsătoresc mai au în cam Biblie un viu schimb de cuvinte. Păi mai este valabil? Da, e valabil. Ba chiar e indicat să mai ai contrazișiri. E indicat să mai cu cine vorbi în casă. E indicat să poți vorbi. Nu unul dă comandă și ăla nu mă dă din cap așa, nu contează care bărbatul sau nevastă. Nu, e indicat. Dar de ce? Dar cum? Dar de ce să faci așa? Pentru că există cu cineva cu cine poți vorbi, cu cine poți comunica, cu cine poți discuta un anumit subiect. Însă, frații mei, dincolo de părerile divergente, dincolo de situațiile, de certuri care pot apărea pe diverse teme, de plecat sau nu plecat, de venit sau nu venit, de muncă sau nu muncă. Frații mei, ele pot coborâ nivelul acela, dimensiunea asta a căsătoriei, până la un punct. Și acel punct pe care Biblia îl condamnă și spune foarte clar că are posibilitatea să dizolve căsătoria, vă repet încă o dată, este curvia. Când Apostolul Pavel folosește textul biblic, vine și, de exemplu, spune în 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 16 la 19, foarte interesant aici, și folosește un moment, spune în felul următor, versetul 16, Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Că ce este zis, cei doi se vor face un singur? Unii mai vorbește Biblia de chestia asta? De căsătoria făcută de Dumnezeu. Nu poți să rămâi un singur tub și cu nevastă ta și cu amanta. Nu poți. Asta arată textul ăsta Biblie. Și continuă Scriptura de ce la credincioși sunt traumele alea și nu-ți poți permite, trebuie să faci calcule dinainte și e bine să ele să nu existe. Spune, dar cine se lipește de Domnul, este un singur Duh cu El, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ași voștri. Nu știți că ați fost onorați să fiți temple umblătoare unde Duhul Sfânt face slujbă în voi și pentru un păcat care e la ordinea zilei în lume, ești socotit la școală, la serviciu, că ești rămas în urmă, ești perimat dacă n-ai aventuri, dacă nu mai ai ceva. Să -mi miră, cum de 30 de ani cu aceeași nevastă și nu te-ai plictisit? Păi nu pot să atingă niciodată ce înseamnă să te înțelegi cu nevasta din priviri. Nu poți să atingă niciodată să ajungi una cu soția ta. Când nu ai spus niciun cuvânt și a spune, știu ce te gândești acum. Asta e visul oricărei soții, să știi și gândești bărbatul. Ei bine, în căsătorie să atingi lucrul ăsta. Efectiv, să atingi lucrul acesta. Când ea știe și el știe la ce se gândește ea. De ce? Pentru că unitatea aceea doar în cadrul. Păi el cum să ajungă în lumea aceasta? Vezi oameni din 95 de ani, la un moment dat, zilele trecute, se prezentau un milionar care se căsătorește a cincea oară. Murdoch sau nu știu cum îi spune lui. A cincea oară se căsătorea. Nu mai spunem aventurile pe care le-au avut. Ei, se duce la ăsta, care are elicopter personal, care are o grămadă de bani. Îl întreabă reporterul, domnule, v-ați căsătorit de atâtea ori. Cum îi să fii fericit? Și el întreabă, dar ce e ce e fericit? Băi, cu bani, tu n-ai ajuns să cunoști fericirea, ce știi tata, ce știa tata și mama, ce știu bătrânii noștri. Tu n-ajungi cu bani, n-ajunge. Pentru că fericirea se atinge în momentul când rămâi lângă cineva imperfect ca tine, când împreună vă îngăduiți, când împreună vă rugați, când împreună cântați, când împreună mergeți în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu completează totul și iese ceva extraordinar acolo. Devine o unitate de nezdruncinat, dar curvia distruge lucrul acesta. Bisericile creștine sunt lovite de așa ceva. Dacă o să vedeți dumneavoastră, și vă rog să fiți foarte atenți, când sunt la conferințe pastorale, subliniez lucrul acesta. În sânul comunităților noastre sunt rampe de lansare pentru așa ceva. Vedeți dumneavoastră, sunt atâtea scaune, probabil mâine o să fie toate pline. Sunt locuri de genul acesta în care pentru a prezenta o fustă sau o rochie sau un pantalon așezat pe tine, să n-ai nevoie de imaginație. Și pentru băieții, varabil, trebuie să-i chem pe oameni. Și să să-l pentru fusta ta nu mă duc nicăieri. Te trebuie să văd fusta ta, chiar dacă e mai scurtuță, să văd rochia ta cu decolteu, nu mă duc nicăieri. Dar biserica vine să asculte cuvântul. Ei deturnează ascultarea cuvântului sub ochii păstorilor și dintr-o dată vine cu fustița ei, mai așa, până în față. Considerat că nu au văzut-o toți cum trebuie, ies la baie. După care nu intră în timpul rugăciunii când ăștia stau cu ochii închiși. Nu, intră când se cântă sau chiar când se predică, din nou. Și considerând că chiar nu au văzut-o toți, mai e o tură afară. Și asta sunt ochii noștri îngăduitori, că și când avem și-i fași. Frații mei, tocmai aici se produc lucrurile astea. Biserica și casa Domnului trebuie să fie o casă de rugăciune. Doamne ajută! Cine vine, cum v-am spus eu, îi se dă un scaun pe hol. Stă acolo, pe hol câteodată nu-i loc nici acolo, pentru că aici sunt oameni care vin, care fug din lumea aceasta de tot felul de ispite, de tot felul de provocări și vor și ei să se roage, Doamne, și așa ochii mei sunt întinați, că tot am văzut. Vin aici să mă speli în sângele Tău, Doamne, să mă curăț, să fac o resetare a ființei mele spirituale. Când dincă o dată nevastă mea sau fată mea să iau pe mine, nu-l lasă să fac asta. Și dintr-o dată bisericile noastre, sunt atacate la nivel mental de Duhul acesta. Și azi și mâine și poi mâine, și azi și mâine și poi mâine, și într-o zi, într-o zi nefastă, într-o zi se întâmplă. Și după ce se întâmplă, nu mai poți să schimbi nimic, David. Nu mai poți. Sabia intră în casa ta și niciodată nu vei mai putea fi ce puteai fi, fără. De ce? pentru că lucrurile acestea a aduc. O să citiți în Biblie, dacă o să fiți atenți, că la un moment dat unul dintre cei mai puternici oameni ai timpului respectiv, unul dintre cei mai buni sfetnici, a trecut de partea lui Absalom și a făcut zile fripte lui David. Știți de ce? Pentru că era un cheșul lui Batseba. Era un cheșul lui Batseba. Citiți pe din ea. Când David o dus o pe Batseba, pe sa și l-a omorât pe nepotul Fiul omul ăsta care era înțelept și era ca și sfatul lui Dumnezeu când el dădea, o trecut de parte, când a văzut o răzvrătire a fiului lui David, Absalom, o trecut de parte al Absalom. De ce? Că stai și te gândești ce s-a întâmplat cu omul ăsta. A venit să-i plătească lui David ce a făcut în casa lui. Vrei, nu vrei, vor exista consecințe. De aceea e foarte important în sânul comunităților noastre, cu tineri și tineri scumpe crescuți, cu bărbați și femei atacați pe toate direcțiile, de vorbit de nivelul acesta de adâncime în care putem ajunge. Să vă mai dau un detaliu, în Cartea Apocalipsei exista o prorocită care învăța pe cei din biserica respectivă o anumită teologie, și anume adâncimile satanei. Ei considerau că nu poți salva pe cineva din furt dacă n-ai furat niciodată. Nu poți salvezi pe cineva din apă rece dacă tu nu știi cât e din rece apa. Iar pe cei care au curvit, cum să-l înțelegi tu dacă tu n-ai curvit niciodată? Nu știi. Îl salvezi de pe mal, așa, dar nu știi prin ce și el. Ca atare Izabela îi învăța pe membrii bisericii adâncimile satanei curvind cu ei, ca de acolo să salveze și că pe alță. Domnul Iisus vine și spune foarte clar. Iar pe cei ce n-ați cunoscut învățătura aceasta numită adâncimile satanei, care era curvii în toată regula, nu pun pe voi nicio altă poruncă ca să rezistați Citiți cu atenție. Și asta e ideea de acolo. Ori, stimații mei, corabia, ca să supraviețuiască, să nu vă mirați că apar situații conflictuale. Să nu vă mirați. După aceasta nimic nu-i mai frumos ca păcare. Nimic nu-i mai frumos ca păcare. În familia creștină câteodată există anumite discuții pe diferite teme. Doar problema se rezolvă. Când ai închis ușa dormitorului, a intrat acolo și acolo mă steguleță de pași, sunt pistitete în zonele. E frumos, e bine, parcă câteodată e mai bine ca la normal. De ce? Pentru că tocmai au fost un conflict înainte, tocmai au fost o discuție înainte și ai găsit locul și momentul în care să se facă o pace durabilă pe un anumit timp. Și ceea ce e mai frumos, frații mei, în familia creștină și actul intim este o închinare înaintea Domnului. Că Biblia spune, orice faceți cu cuvântul, cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus. Știți că închinarea la cultele păgânii se încheia totdeauna cu orgii? Ei bine, în familia creștină, actul intim este o metodă de a te închina lui Dumnezeu când ești credincios soțului sau soției tale. Probabil în ziua de mâine vom mai vorbi de subiectul ăsta puțin mai delicat, dar unii se vorbește decât la când se vorbește de familie. Doamne ajută! Să veniți mâine, chiar dacă se vorbește de lucrul ăsta. Frații mei, adâncimea sat, satanei, tocmai asta atingea. Să-i ducă pe oameni să naufragieze din cauza dimensiunii astea care îi ducea la păcatul acesta a dizolvării familiei prin păcatul curviei. Aș vrea să vă spun, frații mei, vegheați în domeniul acesta, predicați despre lucrul acesta, să știe biserica. Sunt oameni care vin după predici de genul ăsta, spune, domnule, era să mi se clatine piciorul. Era. Am întâlnit oameni care veneau la biserică și colega îi făcea oi dulci continuu și așa și avea de făcut. În același birou, tot oi dulci. Oi dulci. Acasă nevasta, da, niște clătite, fără gem, fără cutare, asta e. Câteodată venea acasă supărată, deranjată și așa mai departe, dar asta în continuu era pe oi dulci. În continuu, non-stop, ca așa e. Și la un moment dat omul ăsta, în mintea lui, zice, măi, dar ce se întâmplă aici? Și într-o noapte, pentru că avea frați care predicau Evanghelia despre curvie, despre imoralitate, despre ce se întâmplă, într-o noapte visează că merge mai departe în vis. Se duce la servici, aia din noi face ochi dulci și cade. După ce cade, se trezește din somn plângând, Pentru că în somn, ce am făcut? L-am cestit pe Dumnezeu. Mi-am lupt regământul cu soția mea. Am făcut prosia vieții mele. Și a început să plângă. Și în timp ce plângea, s-a trezit când s-o trezit, Nevasa lângă Mărit să fie numele tău, Doamne! De ce? Pentru că Dumnezeu i-a ieșit înainte. Dacă nu se predică, dacă nu se discută, să cred că lucrurile normale, societatea asta vine să ne spună. Păi nu le ai stilul, uitați-vă la cei mai admirați actori, de câte ori sunt căsătoriți, ce, ce fac ei, câte aventuri au, spumii, gărucinile, peste tot. Și la un moment dat te crezi că, vei totuși, până la tot urmă și os din lumea asta. Noi suntem aici, Dacă corabia noastră plutește pe apă și îi enervează grozav pe ăștia, că nu avem apă în corabie. Slăvit să fie Domnul! Măcar așa să ne vadă că dăm cu gălețele afară apa din corabie. Nu, nici asta, nu lăsăm să intre deloc. Pentru că familia noastră e o de Domnul, Doamne ajută! Amin. Și partea cea mai frumoasă a dimensiunii, pe lângă lățime, pe lângă lungime, pe lângă adâncime, este înălțimea. Și aici nu avem limite. Aici e ceva excepțional, frații mei. Și anume, Dumnezeu folosește căsătoria pentru a face din soți ceva asemănător lui Hristos. Și pentru a face din soții ceva asemănător bisericii. Și de aceea Apostolul Pavel nu are cu ce să compare legătura dintre Hristos Mântuitorul cu biserica sa decât instituția căsătoriei. Și spune, taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Bun, dar cu ce reflectat o reflectat el? Bărbatul trebuie să-și iubească nevasta cum iubește Hristos? Biserica. biserica. Iar biserica, biserica reprezentată din soție, trebuie să fie supusă bărbatului ei cum este supusă biserica lui Hristos. Ori din punctul acesta de vedere, trebuie să tindem mâna acolo. Greu lucru pentru bărbați. Comparația, frații mei, E la un nivel foarte redus, dar este. Hristos e perfect. E Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și ca eu, ca și soț, să-mi pot iubi nevasta, cum și-a iubit Hristos biserica, cel sfânt, cel etern, Dumnezeu îmi trimite ceva, și anume Duhul Sfânt, să pot să o iubesc așa. De aceea bărbații și femeile trebuie să fie plini de Duhul Sfânt. De aceea, pentru că ne ajută să, atingem apogeul acesta, să atingem starea aceasta înaltă, nu o să reușim din prima. Există primii ani numiți de bătrâni, de juguire, când te înveți cu celălalt, când vorbești cu celălalt, când aveți limbaj diferit, când vorbiți diferit, dar cu timpul știmuirea aceasta sau potrivirea aceasta începe să se așeze la locul ei și cu ajutorul Duhului Sfânt începe să dezvoltați o unitate, o părtășie, pentru că sunteți o familie care plecați pe o anumită direcție și începeți să reprezentați ca bărbați pe Hristos, iar soțiile încep să reprezinte biserica și devine o unitate acolo excepțională, sprijinită de Duhul Sfânt. Unitatea aceea încep să o vadă primate copiii. Văd ce se întâmplă acolo. Apoi încep să vadă prietenii din prejur. Mai cum să înțeleg oamenii ăștia? Cum discută? Au și ei discuții în contradictoriu, dar ce frumos așează lucrurile, ce elegant pun ei problemele acestea, cum, cum văd ei situația aceasta. Și, frații mei, ăsta e scopul bisericii. Atunci când un om vine în familie și când vine în biserica Domnului, Dumnezeu are de gând să facă din el ceva deosebit. Pe lângă biserică, familia este un instrument pentru desăvârșirea noastră. Le spuneam la frați că Citeam despre faptul că la Veneția, într-un an, edilii orașului, șefii orașului, au dorit să facă ceva, aveau un bloc de marmură, așa de vreo 4 metri înălțime, pe care și-au mai încercat de alți sculptori, dar nu au prea reușit nimic de decât să îi mai taie din colțuri. Și la un moment dat l-au chemat pe Michelangelo și l-au întrebat, Michelangelo, poți să faci ceva cu blocul ăsta? Și Michelangelo, da, fac ceva. Ce anume vrei să faci? O să-l fac pe David din Biblie. L-au lăsat și cum adică vrei să faci? Voi îndepărta surplusul. În blocul ăsta există surplus. Eu îndepărtez surplusul și îl scot pe David la iveală. Și a început cu dălți mai mari, au început să dea la o parte din marmură aceea, tot așa cu dălți mai mici, când au ajuns la produsul final, au luat el niște șmirghe, el ceva ce au avut la vremea, o dat un lustru și la momentul actual, statuia lui David este admirată la Veneția, are 3,70 m înălțimi, se văd și venile de la mână, statuia lui David. Nu mișcă, e adevărat, când nu avea cum să dea viață Michelangelo, dar statuia lui David e acolo. În fiecare dintre noi, când noi venim în biserică, Dumnezeu a așezat apostoli, proroci, slujitori, care au trusă de scule, de dăltuițe la dânșă, Unii au bicamere. Ca să îndepărteze surplusul. Că noi este Hristos, dar e foarte mult surplus. Aș vrea să vă spun, stimații mei, nu-i numai în biserică, Că biserica e duminică dimineața, duminică seara, unde este, mai avem o slujbă peste săptămână și cam rar folosim dăltițele. Dar nevestele și bărbații sunt continu cu trusa de bicamere după dânșă. Pentru că îi folosește pentru a dăltui în noi chipul lui Hristos, frații mei. Eu, dacă sunt ceea ce sunt astăzi, la cât sunt, mare parte se datorează soției mele. Ce nu-mi poate spune un alt frate, ea se apropie de mine cu gingășie, fără să mă jignească, și îmi spune lucrurile. Eu i-am explicat cum înțeleg eu ca un bărbat, că bărbați înțeleg altfel, nu înțeleg cum înțeleg doamnele. Doamnele înțeleg pe un anumit limbaj. Bărbați înțeleg altfel. Și i-am spus, uite, eu înțeleg aici, dacă îmi spui așa, pe mine mă jignești. Eu mă simt, la un moment dat, călcat în picioare. Îmi calce autoritate. Nici mă m-am gândit la asta, îmi spune nevastă. Nici prin cap nu mi-a trecut. Bine, nu ți-a trecut să iei Aia e problema când treci mie. Și ca atare tu nu ai voie să-mi spui așa că rănești poziția mea de soț. Păi știu cum trebuie să spui? Trebuie să vii să spui, eu te am văzut, nici nu știu dacă e adevărat, și am văzut eu, dar aici ar, poate ar trebui tu să mă îndrepți. E, când ai venit așa, mi-ai dat voie din mă mai rog, mă mai citesc, după vreo două zile constat că așa-i, așa dar cel puțin mi-ai dat voie, așa vine. Ei, a reușit să îndepărteze din mine foarte multe situații Bolovan din aia care mă încurcau. Să scoată în evidență, nu Virgil Neagu, nu imaginea, să-l scoată pe Hristos care e în noi, slăvit să fie Domnul. Și Hristos e viu. Ei, întâlnesc situații când mă duc la conferințe de familie și spun oameni buni, când noi intrăm în căsătorie, suntem un fel de bolovani așa. Ei, vine soția cu bicamele și din bolovan, ea dă surplusul la o parte. Sunt frați care sunt frate Virgil, deci de 30 de ani că sunt. Eu sunt original ca la început. Adică bolovan, așa, exact ca la început. Fără nicio discuție. O umbla nevasta cu bicamere pe acolo, dar s-o străca bicamere. Nu mai are ce faci cu el. Nu, nu, sunt mai rezolvă nici. Frații mei, asta e căsătoria. E făcută ca prin ea, prin instrumentul ăsta, Dumnezeu să ne ducă pe bărbați mai aproape de asemănarea cu Hristos, și pe soțiile noastre să le ducă mai aproape cu asemănarea cu biserica în supunere și respect. Să ne ajute Domnul. Asta e frumusețea. Dacă luptăm pentru așa ceva, dacă trăim pentru așa ceva, nici nu trebuie să faci altceva. S-a vorbit foarte frumos aici despre subiecte deosebit de Psalmul 19. Mi-au plăcut gândurile și apoi un frate a vorbit aici, primul frate a vorbit despre lumină. Vedeți dumneavoastră, în sala asta acum mai lumină dacă se stâng becul și afară în întuneric și rugăm pe omul de ordine, de la, măi, aprinde becul pe întrerupător. El aprinde becul spune, fraților, stați puțin, până lumina biruiește întunericul, trebuie să treacă vreo 10 minute. Se luptă lumina puternică, așa? După care, după 10 minute, biruiește întunericul, pâlmă e puțin lumina, așa? în Întunericul înfrânt se retrage prin gungheri, prin colțuri și lumina biruiește până vine întunericul cu întărit. Când apare lumina, întunericul a? Simplu, că din cioșul nu li se cere, băi, noi trăim pocăința. Nu, fii lumină, doar atât, Doamne ajută. Câteodată n-ai nevoie să aduci argumente, să știi anumite lucruri, să prezinți că noi suntem oameni care credem în creație și nu în evoluție. Nu te-a chemat Dumnezeu. Lasă-ți bărcuța să meargă pe apă, rămâi în limitele ei și fii lumină. Doamne ajută! Vrei, nu vrei, colegii te vor vedea. Vrei, nu vrei, colei, copiii tăi vor vedea. Vrei, nu vrei, oamenii din prejur vei fi o mărturie pentru ei și vor vedea și direcția ta. Este o lume nouă în care Hristos s-a dus să ne pregătească un loc și bărcuțele noastre încetul cu încetul merg într-acolo. Câteodată mai pleacă câte una, câte un copilaj de la noi pleacă, formează bărcuța lor, își reglează dintr-o dată așa direcția și tot, tot convoiul ăsta, toată flota asta de credincioși cu bărcuțele lor merg spre portul veșniciei, unde ne așteaptă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt slăvit să fie Domnul. Lumea rămâne cu valurile ei, cu teoriile ei, cu gândirile ei. în Împrejurul nostru sunt o grămadă de bărci care se scufundă pentru că au spus să lățim, să lățim corabia noastră, să o adâncim că merge și altfel, să gândim, pe verticală nu prea mers, cu rugăciunea, cu asemănarea cu Hristos, asta nu e interesat, catargul și celelalte. dar restul, să o gândiți să mai, nu o fac așa de lungă, să o mai aducă mai scurtut, să aibă timp de mai multe și încetul cu încetul ele se cufundă și în această lume cuprinsă de tulburare, familia ta este un exemplu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Poate zici că nu ești băgat în seamă, dar de desupra ești ajutat, ești vegheat. Și vă doresc ca într-o zi, când corabia mea se va opri acolo și a soției mele, să o văd și pe a ta, să ne întâlnim cu toți frații noștri și în ziua respectivă vom face debarcarea pe pământul nou. Dumnezeu să ne ajute. Amin.